Programul cultural Zilele filmului pentru copii continuă până în 28 iunie. Biblioteca Județeană oferă copiilor acest program ca alternativă de petrecere a începutului de vacanță în mijlocul cărților, în lumea imaginară a filmelor artistice și de animație, într-un mediu prietenos și atractiv. Intrarea este gratuită fiecare participant, trebuind să prezinte permisul de cititor al bibliotecii. Vizionarea filmelor va avea loc în sala de conferință a Bibliotecii Județene Petre Dulfu. Filmele au fost selectate din fondul secției Mediatecă. Filmele sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 14 ani. Indicele de confort temperatură umezeală a atins pragul critic de 80 de unități în localitatea Baia Mare. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență vine cu o serie de recomandări pentru cetățeni. Evitați pe cât posibil expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depășește 32 de grade Celsius. Dacă nu aveți aer condiționat în locuință, la locul de muncă, petreceți 2-3 ore zilnic în spații care beneficiază de aer condiționat și purtați pălării de soare, haine legere și ample. Din fibre naturale și de culori deschise. Beți zilnic între 1,5 și 2 litri de lichide, fără a aștepta să apară senzația de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă la fiecare 15-20 de minute. De asemenea, evitați băuturile cu conținut ridicat de cofeină sau de zahăr, deoarece acestea sunt diuretice. Reprezentanții Salvamont Maramureș transmit faptul că întâlnirile cu șerpii pe munte devin din ce în ce mai dese și în cele mai nebănuite locuri. În acest sens, salvamontiștii vin cu câteva recomandări în cazul întâlnirii cu astfel de vietăți. Ei spun că trei sferturi dintre mușcăturile de șarpe apar la persoanele care, prin proprie decizie, ating șerpi și sunt imprudente. Șerpii veninoși nu atacă decât atunci când sunt atacați sau surprinși. Dacă locuiești sau călătoriți în zone în care există șerpi, îmbrăcați haine ceva vă acoperă picioarele. Luați un băț lung pentru a-l folosi la cercetarea vegetației și astfel șerpii se vor speria și se vor îndepărta. Singurele specii de șerp veninoși din România sunt viperele, răspândite neuniform pe tot teritoriul țării, mai puțin în centrul și sudul Munteniei și Olteniei, dar ajungând în Carpați și la peste 2000 de metri altitudine.